faci? Pizza, normal. Tu ce crezi? Bineînțeles că o să-l faci de data asta. Pizza? Dacă spun. Bineînțeles. Îl fac, îi zic eu vreo două acolo și îl fac. Că de fiecare dată, păi dacă nu o să facă ce zic eu, îl trimit de unde a venit, de la Măsa. Din Dorohoi, gen! Da, 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 hai, te pup, te pup. Da, de câte sunt imendia. Dar ce s-a întâmplat, Turturica mea? Te văd cam agitată. Turturica mea, nu? Deranjez cumva și vrei să-mi iau zborul sau ce? Sau am așa o fată de naripată? Porumbița mea, panda mea, ascultă-mă, de ce nu mă asculti? Panda mea, porumbița mea, pe în curând o să fim o întreagă grădină zoologică, dragă. Și în tot zoologicul ăsta, tu știi ce ai să fii? Te-ai gândit tu vreodată ce ai să fii? Scumpetea nu. Mea mică! Nu! Ai să fii o morsă! Morso care ești! Morso! Hai, dragă, că n-am dinții așa de lungi. Zi-mi mai bine cu cine vorbeai. Cine vorbeam? A, cu cine vorbeam? Vorbeam și eu. Cu Carlita vorbeam. Cu Carlita? Da. Că ce? Că stai așa toată ziua în bârlogul ăla și pe mine nu mă scoți nicăieri și că nu poți să te scoți niciodată din casă. Lișița mea, dragostea mea, aici lucrez. Ăsta e locul meu de muncă, acasă. Mă, dar voi altă discuție n-aveați? Da, da. Putem să avem și o altă discuție dacă vrei. Chiar vrei să știi despre ce vorbeam noi mai devreme? Da. Despre tine vorbeam. Păi da, asta zic, în afară de mine, nu aveți alte discuții? Ba da, mai putem să mai vorbim și despre tine și Angela. Angela? Da. Nu cunosc nicio Angela. Nu știi nicio Angela? Nu. Ea te știe pe tine. Da? Și încă foarte bine te știe pe tine. Da? Da, pentru că este clar văzătoare. Ah, din aia cu fuste lungi și colorate. De unde, dragă, ți-a fuste lungi și colorate, că avea o fustiță mai scurtă așa decât mine, că în momentul în care i-a picat Campari din pahar, nici măcar n-a avut pe ce să-i pice. Tu, dar de ce te duci tu, dragă, la clar văzătoare? Păi ți-am spus că mă duc eu la clar văzătoare? Da. Nu, ea a venit la mine. Da? Da. Aici? Măi, ți-am spus eu că a venit ea aici? Când ți-am spus eu că a venit ea aici? Da unde? La cafenea, acolo la masă, unde eram eu. De ce nu zici așa? Vreau să te întreb ceva, motănașul meu scump și drăguț, egal cu tot zoologicul. Da, cormoranul meu. Tu crezi în minuni? Da. Da? Cred în tine. Tu crezi în mine? Da. Păi nu ești tu minunea de care mă minunez eu în fiecare zi? N-am înțeles nimic. Păi uite, vezi? Fii atent! Și vine ea la mine la masă, se așează și privește fix, mă, da, fix în paharul de pina colada. Păi mai înainte zicea că e Campari. Nu, mă, dar zău nu ești atent deloc niciodată când vorbești și eu cu tine asta, a fost înainte de Campari. N-am mașină, n-am cui. Și ea s-a uitat așa și a spus, văd un iepure imens. În pahar? Nu-n pahar, mai, nu-n pahar! Avea femeia o viziune! Poate era foame sau se gândea, băi, vine Paștele! Nu! Era în transă! Extraordinar! Extraordinar! Așa! Și atunci ea s-a uitat, măi, dar știi cum? Mă, s-a uitat așa fix la mine, exact, dar exact ca șarpele koala! Boa! Koala! Boa! Păi boa, ce șarpele! Nu e boa! Eu ce zic? Așa, și? Ia, zice! Ăsta este un semn de bucurie și bunăstare. Și atunci, eu mi-am dat seama imediat, că este vorba despre haina aia superbă pe care o văzusem eu, de blană lungă. Și atunci, în momentul ăla, mi-am dat seama, micșunoiul meu, că ăla este cadoul meu de Paște. Stai, dragă, că de-abia am ieșit din Crăciun și Revelion. Paștele e mai târziu. Stai răbdare, că vine mai târziu. Peste două zile? Așa repede? Da. Doamne Dumnezeule, ce repede trece vremea când muncești. Vezi? Da, mă rog, asta e o experiență personală, asta cu munca. Tu n-ai de unde să o înțelegi. Dar mai bine zi, cum e cu petrecerea? Că am înțeles că ai fost la o petrecere. Vrei să mergi îmbrăcată în blană la 25 de grade? Să râde toată lumea de tine? Cum să râde lumea de mine? Păi de asta e o petrecere cu temă, motănașul meu scump. Dar ce temă? Iarna pe uliță? Iarna pe uliță! Este cu regi și regine gen! Gen!
Și eu nu pot să mă duc cu rochița asta în care m-am mai văzut încă o dată și cu toată blana asta pe care o mai văzută de nu știu câte ori, care este atât de veche și care e scurtă și pe care eu nu o folosesc decât la costumul de baie. Și pe deasupra mă lași de fiecare dată singură. Dai, nu plânge, nu plânge, cormoranul vieții, mă, nu plânge. Nu plânge că meseria mea de broker presupune să lucrez de sărbători, înțelegi, năgâțul meu drag? De sărbători. Da, mă, mătănașul meu, dar de ce niciodată noi nu avem timp pentru noi? Eu știu, nu știu. Mi-a căzut și plănința pe jos. Așa, ridic-o. De ce de fiecare dată tu nu ai timp de mine? Uite, îți aduci aminte când am venit de revelion acasă și te-am găsit dormind pe canapea, gol, numai în cizme de cowboy și cu scufința aia de Moș Crăciun? Am vrut să te surprind. Păi da, tu te-ai culcat de Crăciun și te-ai trezit de revelion. Așa de mult am dormit? De ce nu m-ai trezit? Pentru că erai foarte sexy cu scufița aia de Moș Crăciun. Pisi, dragă. Mi-am amintit! Mi-am amintit! Ce? Că exact după ce mi-a spus chestia asta și-a pus așa fruntea pe masă, după care s-a ridicat și-a spus... Mereu. Ce? Așa a zis ea, mereu, mereu, mă duc la baie. Nu, n-a zis asta, a spus, văd niște picături strălucitoare pe pieptul gol. Și exact în momentul ăla mi-am dat seama că era vorba de niște diamante pe care pot să le asortez extraordinar de bine la blarea pe care o văzut cu un sfert de oră și care era lungă și atât de frumoasă și pe care o pot să o locuiesc atât de bine cu asta care e scurtă și pe care nu o pot să o folosesc. Era beată, moartă, beată, cocostârcul meu drag, cercei ți-am luat de 8 martie. Da? Da. Da, da. Ăștia sunt altfel. Da? Cum? În set. Colier și are și ineluș. Și brățară n-avea? Ba da, are și brățară! Asta mi-era mie teamă că nu are brățară! Dar are! A intrat din nou în transă și a început să mă sperie și a început să facă... Și s-a speriat și chelnerul și a întrebat-o dacă vrea ceva pentru calmare. Și a zis că pe ea nu interesat dacă e de calmare sau de calmic și atunci s-a ridicat și a plecat. Și atunci, țonțonelul meu drag, da? Eu mi-am dat seama că sunt foarte inteligentă. Așa? Și mi-am dat seama că asta a fost o minune. Țonțonelul meu drag, minune ar fi să renunți la set. La tot setul? Da! Dar de ce țipe așa? Ce, tu nu știi că de Paște oamenii trebuie să fie așa? Că am citit eu într-o revistă din aia, colorată. Trebuie să fie generoși, buni și luminoși. Dar eu sunt bun. La lucru. Lumea zice că sunt foarte bun în ceea ce fac. Și de luminozitate, mă rog, în funcție de client. Păi și cu generozitatea ce faci? Păi sunt generoși. Cine? Clienții. Ah, mă rog, treaba lor. Eu mi-am dat seama de ceva, țonțonelul meu cel drag și scump. Da, mi-am dat seama că situația a devenit pananormală. Mm-hmm. Pananormală. Și? Nu mai plec de acasă. Dar nu, de ce? Nu. Coșmărelul meu drag. Coșmărelul meu drag. Ia încearcă, ia cardul ăsta și încearcă să te încadrezi în 3.000 de euro. Crezi că se poate? 3.000 de euro? Da. De ce ești așa de zgârcit? Se poate? Nu știu dacă se poate. Te pup. Pa. 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 Pot 3.500? Da, da, 3.000, du-te. Bine. Și încearcă să nu uiți cardul în balcomat. Asta nu pot să-ți promit. Bravo! Doamnelor, domnișoarelor, bine ați venit pe site-ul unde puteți gusta plăceri interzise. Sunt Fanel. Și în seara aceasta voi fi sclavul fanteziilor tale.